Aveți o companie care are în continuare sediu central la Sibiu. Câți angajați sunt acolo? Sunt undeva la 250 de angajați în momentul de față. Avem atât în Sibiu birouri, Cluj, București și Portugalia. Sunt companii care construiesc în mod deosebit partea asta de tehnologie blockchain, dar și alte companii pe care le deținem, care sunt reglementate, de exemplu, de Banca Centrală BNR sau de Banca Centrală a Portugaliei.